Dotări pentru sezonul rece. Prefectura, alături de Inspectoratul de Jandarmi, a obținut finanțare pentru a achiziționa echipamente de iarnă. Acum avem o veste foarte bună pentru Prahoveni, deci împreună cu Inspectorul General al Jandarmeriei, cu Inspectorul Județean de Jandarmi Prahova, în baza unui program împreună cu Elveția, deci finanțarea vine din Elveția, al cărui inițiator este domnul colonel Faur, comandantul județean de la Inspectorul Județean de Jandarmi Prahova, atunci dânsul fiind Inspectorul General Adjunct, s-a obținut o finanțare și în baza finanțării am obținut un nou mobil cu care se intervine pe pârtii în cazul în care sunt accidente, inclusiv cu o targă adiacentă. Iar achizițiile nu se opresc aici. Un UTV care pătrunde, deci practic un vehicul pe șinile care pătrunde în orice zonă de munte, deci poate salva viețile omenești, cei care au găsit trasele turistice, accidente pe pârtile de schi sau alte zone greu penetrabile, precum și 5 SUV-uri mașini de teren cu toate dotările care pot interveni pentru salvarea de vieți omenești. Și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova are noi echipamente pe care le poate folosi iarna aceasta. Pe primul loc se află salvarea vieților omenești, dar acesta nu este singurul scop al autorităților. Foarte important, pe lângă, deci principalul scop este salvarea vieților omenești, este și protecția mediului înconjurător, pentru că să nu uităm că în nordul județului avem Parcul Național Bucegi, Natura 2000 de zone de protecție a mediului, care trebuie să fie foarte bine monitorizată pentru a preîntâmpina încălcarea legii. Deci pentru județ este un lucru pozitiv și aș vrea să subliniez că și ISU, deci pompieri, au primit dotări, tot mașini pentru intervenție în cazurile de urgență. După anul nou, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova va organiza un eveniment în cadrul căruia va prezenta toate echipamentele cu care poate acționa iarna aceasta.